De săptămâna aceasta, Giurgiu are o secție de înot afiliată la Federația Română de Natație. După mai bine de un an și jumătate de când copiii au concurat simbolic la competiții, de acum aceștia pot să concureze la turneele oficiale. Spre bucuria mea și a copiilor, secția de natație s-a afiliat la Federație. Asta este un lucru bun pentru că putem participa și noi ca alți copii la campionatele naționale și chiar cele pentru copii mai mici. CSM Dunărea Giurgiu și-a dotat sportivii de la secția de înot cu halate de baie nou-nouțe, care vor fi inscripționate cu semnele clubului. Am primit halate, primele lucruri care ni s-au luat pentru secția de înot, urmând să ni se ia și alte materiale, inclusiv căști inscripționate, așteptăm să inscripționăm și halatele. De acum înainte, înotătorii vor fi pregătiți să participe la toate competițiile de profil în cel mai serios mod și deja și-au făcut planuri pentru perioada următoare. Prima competiție, după ce îi vom legitima, așteptăm să-i legitimăm. Dacă reușim după Paști, în luna mai avem o primă competiție la copii de 10-11 ani și apoi în luna iulie sunt naționale pentru copii. Deocamdată sunt 25 de copii care practică înot, dar urmează ca antrenoarea Carmen Sima să facă o selecție pentru a identifica cei mai buni înotători care să fie legitimați. Dintre cei 25 de copii care sunt acum selectați, vor fi legitimați cei mai buni. Îi vom crește cei mai mari, baza la mine, îi vom crește pe cei mai mici, baza ei sunt copiii de 5 ani jumate, 6-7 ani. Periodic copiii vor da probe pe care trebuie să le treacă, altfel vor fi excluși din lot, însă clubul are porțile deschise și pentru noi elevi.